Ne aflăm la Clubul Transmon din Făgăraș, o organizație care se implică în diverse activități destinate tuturor celor care iubesc sportul, mișcarea, natura, într-un cuvânt, cei care țin la un stil de viață sănătos. Domnule Nicolae Mercurean, acum ați răspuns prezent la o altă acțiune de anvergură de această dată, Ziua Curățeniei Naționale, care se desfășoară sub sloganul deja cunoscut, Let's Do It România. Când este programată această acțiune la Făgăraș, bineînțeles la fel ca în toată țara? Deci, la acțiunea asta participăm de la început, colaborăm foarte bine cu Andreea, de la începutul începuturilor. M-a sunat și mi-a spus că dacă putem să ne implicăm și am zis că da, o ajutăm. Ziua de organizare a Let's Do It România este 28 septembrie. S-a stabilit la nivel național că acum ar fi fost cel mai bine să se facă această acțiune. Cine participă la ea, dacă tot v-ați implicat? Deci, împreună cu Andreea, cum spuneam, am încercat să aducem toate școlile. În 2010 am avut cea mai mare participare din județ, am avut 1200 de voluntari în teren și anul ăsta ne-am propus să aducem cam tot atât. Vin toate liceele din Făgăraș, toate școlile gimnaziale și încercăm să aducem și niște grădinițe, dacă da, sprichindei mici, mai greu cu ei. Până acum s-a dat pe TV Făgăraș, la dumneavoastră o să fie știre pe radio, să discute foarte tare. Sperăm, avem niște flyere, o să dăm drumul la niște voluntari în oraș să împărțim flyere. Sperăm să vină adulții, așa cum spuneam și anul trecut și acum 2 ani. Copiii nu sunt obligați să facă voluntariat, doar voluntariat. Și adulții trebuie să vină din Făgăraș, pentru că nu copiii fac mizerile în oraș, le fac cei mari, sigur, 100%. Proiectul are o importantă componentă de educare și responsabilizare a populației față de ceea ce privește grija vis-a-vis de mediul înconjurător. Spuneți-mi un concret, care este programul de sâmbătă, 28 septembrie, la Făgăraș? Rămâne neschimbat ca de fiecare dată, în fiecare an, adică de dimineață de la 9, toți voluntarii împreună cu liderii de grupe ne vom întâlni în față la primărie, în părculeț acolo sau chiar în fața primăriei. La primărie este organizat sediu acțiunii unde se vor împărți materialele necesare de mănuși, de saci, de fluturași, pliante, protecția muncii, absolut tot, kitul complet de care este nevoie. Echipele de voluntari vor pleca spre zonele desemnate. Cum a fost și anii trecuți, numai că dacă apar echipe noi care n-au mai participat sau nu știu, oricum o să avem la primărie o împărțire a zonelor. De obicei, ca de fiecare dată, o să fie clasele mari și liceele în general o să fie pe partea din interior a digului, da, dinspre orașa digului, exact, malul Olutului, iar cei mititei o să fie în Parcul Regina Maria sau chiar prin zone mai delicate a Făgărașului. Mai delicate zic în sensul că de data asta mărim un pic proiectul, vrem să-l facem de conștientizare, da? Iar prichindeii, cum a zis domnul Nae, o să se plimbe prin oraș cu baloane și cu fluturași, da? Și o să încerce să-i roage pe adulți, revenim la adulți, să participe și ei, inclusiv sâmbătă, da, că e în aceeași zi, să participe și ei la ziua asta națională de curățenie. Curățenia efectivă o să se desfășoare între orele 10 și 15, după care o să iasă tractoarele care ne-au fost asigurate de SCSAL Coserv, da? O să iasă pe teren și o să adune sacii de deșeuri colectate selectiv de la punctele de colectare deja stabilite și indicate frumos pe unde trebuie. Cine va fi alături pe teren, alături de copiii voluntari? Cine îi va însoți? În primul rând, sunt domnii profesori, domnii, doamnele profesori de la fiecare liceu, școală, toți participanții care s-au înscris anul acesta la acțiune. În al doilea rând o să fie domnul Nae. O să particip eu și mai avem un șef voluntar care o să fie peste tot.
Obligatoriu. Deci, acum vedem, o să ne împărțim cumva, cum am făcut și în anii trecuți. Bine, nu putem să fim toți trei în toate locurile, dar o să facem în așa fel încât să fie acoperită toată zona și să ne ocupăm de eventualele probleme care pot apărea. Ați făcut o mediatizare sau ați convocat școlile sau diverse instituții, unități? Cum, în ce mod, cine a răspuns sau trebuie să fie o confirmare a lor? Ca de fiecare dată și datorită faptului că proiectul acesta este deja unul cunoscut la nivel de România chiar, anul acesta n-a mai fost nevoie de mai mult decât o simplă invitație. Da? Până la această oră au confirmat cei din doamna Stanca, Radu Negru și chiar și Vijoli. Așa repede. Și Densușianu. Și Ovid Densușianu, exact. Da, e foarte simplu. Mediatizat, da, s-a mediatizat în ultimele două zile. Nu știu ce să vă zic. A fost mai simplu. Anul ăsta chiar a fost mai simplu. Acum doi ani când ne-am ocupat, am avut la dispoziție mai mult de două săptămâni. A fost un pic mai de anvergură proiectul și s-au strâns foarte mulți voluntari, cei drept. Anul acesta e un pic mai ușor pentru noi. Acum vedem cum va fi și pentru licee și pentru voluntari în general, nu? Dacă un grup de copii sau de adulți, de voluntari, să-i numim generic, dorește să vină ad hoc chiar dimineața la ora 9 la primărie, cum, și nu cunosc mare lucru despre proiect, ce să facă, cum să facă, cum va fi instruirea lor, cum vor afla ce au de făcut? Odată li se va repartiza o zonă, a doua li se va amâna kitul de voluntar, care este obligatoriu, că trebuie respectați niște pași totuși, și mai ales de protecția muncii, nu? Până la urmă. Și li se va aduce la cunoștință așa pendelete, ca să zic așa, tot ce au pot să facă, ce au voie să facă și ce nu au voie să facă. Pentru că până la urmă vorbim de deșeuri. Vorbim de copii sau vorbim de adulți, nu contează, dar trebuie respectate anumite norme. De asta am și specificat peste tot, ne ocupăm în principal de PET, hârtie, plastic și sticlă. În caz de Doamne ferește, sticla totuși este periculoasă. Sticla ca sticlă, ca obiect, nu sticlă, da. Nu sticlă spartă sau geamul sau ceva de genul ăsta. Nu. Aveți experiența anului trecut, domnule Mercurean. Cum a fost atunci organizarea? Ce s-a întâmplat pe teren? Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Deci, noi doi am lucrat de la început în proiectul ăsta. Noi ne-am înțeles foarte bine. E bine că anul ăsta suntem numai noi amândoi și nu mai avem din afară pe nimeni, pentru că apar niște discuții. Cei de afară nu ne știu cum colaborăm noi și încearcă să-și impună niște reguli. Or, noi aveam regulile stabilite și nu aveam nicio problemă cu, din punctul ăsta de vedere. Ne-am împărțit orașul în două. Andreea o să se ocupe de o zonă, eu o să mă ocup de zona altă, dacă Andreea este ocupat, o să mă ocup eu de amândouă sau invers, nu contează, dimineața o să fim împreună acolo, o să împărțim tot ce trebuie, avem câțiva voluntari care o să lucreze permanent cu noi acolo. Deci e foarte simplu, față de 2010, sper să fie mult mai mulți adulți, vorbesc. Atunci am avut două grupe de studenți care au fost super, mi-a plăcut extraordinar tot timpul, au cântat, au fluierat, au venit, au făcut o zonă, au plecat, au venit în altă zonă. Deci erau extraordinari, așa ceva. Deci așa ar fi normal să se întâmple cu tot orașul. Dar se pare că bine faceți că faceți voi sau ceva de genul ăsta. Ce să zic, copiii au început să simtă și ei nevoia de a face voluntariat și asta în primul rând și în al doilea rând au nevoie de, la CV-ul lor școlar, au nevoie de ore de voluntariat pe care să le demonstreze. Și noi le oferim ocazia să facă acest lucru și la noi la club și la primărie și așa mai departe. Nu numai în 2010, dar și acum un an, la nivel de județ, Brașov a fost în frunța țării ca participare a voluntarilor la această acțiune. Estimăm și acum o prezență bună? Sperăm.
Sperăm, până nu se vor face calculele pe listele de voluntari mâine, nu avem de unde știi. Oricum, Brașov oricum este la înălțime, deci pot să laud județul Brașov din punctul acesta de vedere. Suntem un județ verde. Suntem un județ verde, suntem un județ plin de voluntari, suntem un județ care are grijă, efectiv. Să fie asta din cauza că suntem la munte și poate mai apropiați de natură și de îngrijirea și păstrarea ei? Este foarte posibil, dar eu zic că mai mult se pune accent pe gândirea sau pe educația noastră. Pentru că, exact cum a zis și dumneavoastră, suntem la munte, ne place verdele, nu? În continuare. Și ținem la curățenia noastră. Oricum se vede. Suntem o zonă, cred și sper că suntem una dintre cele mai curate zone din România, nu? Deci, se și vede, inclusiv pe hârtie, inclusiv pe teren. Deci, la nivel de județ, sunt foarte mulți voluntari care doar se prezintă în puncte, își ridică chiturile și pleacă. Deci nu discută. Asta și urcă în munți. Deci urcă în munți și cară saci cu conserve, cu peturi, poate de multe ori și 10-15 km, care în spate. Deci, la noi aici, în județul nostru, în alte județe nu se întâmplă. Da. Deci, asta suntem noi pe primul loc, pentru că suntem mai bine... Ecologici. Mai ecologici, da. Două cuvinte, un mesaj pentru participarea la acțiunea de sâmbătă. Trebuie să menținem ștafeta, nu? Obligatoriu. Deci, cu cât vom fi mai mulți, cu atâta va fi mai bine și poate... Nu poate, sigur și anul acesta o să ieșim campioni, nu? Și o să se vadă în urma noastră, pentru că fiind o campanie care se organizează odată pe an, trebuie să se vadă, trebuie să aibă impact. Trebuie să aibă impact și ecologic, trebuie să aibă impact și social, și educativ, și din toate punctele de vedere până la urmă. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât va fi mai bine. Nu știu, și oricum, vremea e frumoasă, toată lumea vrea să iasă, nu? Suntem sătui de stat acasă. Avem prognoza pentru sâmbătă, va ploua, va fi bine? Din câte am auzit, nu va ploua, dar oricum nu o să fie soare, din păcate pentru noi. Dar oricum, nici nu o să fie cald, nici nu o să fie frig, așa că eu zic că este o vreme numai bună pentru așa ceva, de ieșit un pic afară, nu? Deci până la urmă ieșim la treabă, nu ieșim la picnic, nu? Ieșim să facem treabă, să facem curățenie, după noi, până la urmă, da? Domnul Mercurean, mesajul dumneavoastră, vă cunoaște multă lume, mai ales cei care suie pe munte, care vor activități libere în natură, în aer. Deci, mesajul meu se duc la cei în vârstă, Andreea s-a referit la cei tine. Deci, ieșiți afară, asta este. Participați la acțiunile de curățenie, la voluntariat, să participe sau măcar să ofere ocazia ca primăria să dispună de voluntariatul lor, pentru că, vă spun, nu sunt multe orașe din țară care fac efectiv curăță parcuri, de exemplu clujenii se duc în grădina botanică, toate parcurile sunt ale voluntarilor, dealul Huia e al lor, așa, deci la noi nu se practică asta, poate că și faptul că sunt oameni mai în vârstă în Făgăraș la noi aici, deci tineret este foarte puțin, dar mă gândesc că dacă îi mișcăm puțin, cred că o să încercăm să-i aducem afară. Nu ar fi o muncă obositoare pentru vârstnici? Păi n-ar fi o zonă și oricum ar fi ales niște zone în care dânșii ar fi putut să meargă fără să aibă probleme. Deci asta este și să devenim un oraș verde. După ce facem curățenie să și plantăm ceva pomi, să facem niște... Când vine vremea. Când vine vremea, la timpul lor fiecare. Și în al doilea rând ar fi aș vrea să ca primăria să ne contacteze mai des și să facem mai mult împreună. Avem ce face.